În drum spre sărbătoarea învierii, spre slujba de înviere, vreau să spun pe valoare unică, inestimabilă a creștinismului. De ce suntem noi extraordinar de norocoși că ne-am născut creștini și că avem această posibilitate de a cunoaște această frumusețe a tradiției creștine. Și o să încep prin a relata că, citind așa pe Facebook diversele postări ale unor oameni, am dat de o postare a domnului Argeșanu, cel care spune el că a fost ucenicul părintelui Argatu. Și acest domn Argeșanu, care are mai multe săbii de lumină decât maeștrii Jedi, care taie noduri gordiene și energetice și jumulește cu astfel de fantazii de o grămadă de bani pe cei care pun botul la aceste vrăjeli, cu reiki și cu inițieri și cu căcaturi, astăzi a dat-o cu muci în fasole extrem de dur, spunând că cei care nu simt nimic de sărbătoarea învierii și practic au sufletele împietrite în fața acestui moment extraordinar, nu trebuie să se teamă și sau să pună problema că e vreo problemă, pentru că Iisus nu are nivelul ultim și că mai există și alte ființe deasupra lui și că, în general, atunci când ești deasupra ceva care e inferior, nici nu are sens să te strofoci. Iar chestia asta m-a amărât așa, pentru că, da, m-a amărât, dar m-a și ușurat, că omul și-a dat arama pe față. M-au amărât mai mult comentariile care erau ale apropiaților lui, care țineau isonul și spuneau: vai, ce ușor mă simt, că nici eu nu eram, adică se dădea un fapt ca fraierii, nici eu nu simțeam în față de Iisus, eram un ipocrit, dar acum că mi-ai zis tale, maestre, că e ok să fiu nesimțit, ia uite ce bine mă simt, ceva de genul ăsta. Eu vreau să spun un singur lucru, că într-adevăr, nu toți simțim și nu la același moment, fiecare are momentul lui de revelație, nu trebuie să fim nici supărați pe cei care încă n-au descoperit această dulceață și nestemat prețios al prezenței lui Hristos. Nici nu trebuie să-i urâm sau să-i beștelim. De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan pentru fiecare și fiecare are dreptul lui la mântuire. Nimic nu rămâne în afara lui Hristos și a lui Dumnezeu. Absolut nimic. Nici budiști, nici musulmani, nici absolut nimic. Toate duc tot acolo. Pentru mine asta este un lucru foarte clar. La fel de clar este faptul că dacă ești convins de acest lucru, privești cu îngăduință și mărinimie și cu compasiune pe cei care aberează pe marginea divinității sau a nivelului lui Hristos, pentru că este opinia lor de la acest moment, opinia unor simpli oameni care în niciun caz n-au reușit să facă ce a făcut Hristos. Da? Fapte nu vorbe. Hristos nu tăia păcatele oamenilor cu săbii de lumină invizibile, ci făcea miracole reale. Da? Alunga demonii, făcea, învia morții. Ceea ce domnul Argeșanu nu cred că poate dovedi. Și de asta cumva privesc cu compasiune și cu înțelegere și mă rog ca Dumnezeu să lumineze pe domnul Argeșanu și să-l facă să înțeleagă cât de cumplită greșeală săvârșește și cum mai atrage și pe alții către această prosteală demonică a unei opinii extrem de malefice. Pentru că atunci când distrugi lumina, când distrugi credința în oameni, speranța în mântuire și dorința de apropiere de Hristos, da? Chiar și în cei care îl caută, nu spun de cei care nu-l caută, aia sunt oricum, încă nu le-a venit lor momentul, nu sunt copți. Nu că ar fi pierduți. Părerea mea e că nimeni nu se pierde.
Pentru că n-ai unde să te duci, tot este în Dumnezeu. Da? Poate că acest ciclu evolutiv sau această viață sau această perioadă nu ți este menit încă să ai această deschidere, însă într-un final toți o vom avea. Este inevitabil. Chiar și satana, chiar și îngerii căzuți, într-un final vor fi treziți din punct de vedere spiritual și vor înțelege acest adevăr. De asta cumva înțelegând această inevitabilitate a descoperirii adevărului, nu fac probleme, sunt liniștit, nu am niciun fel de mânie sau ură sau răutate cu privire la cei care hulesc la modul acesta. Poate că și alții mă consideră pe mine hulitor cu viziunea mea mai deosebită asta cu yoga, și eu am nebunile mele. Însă totuși când vine vorba de experiența directă și de această dovadă incontestabilă a valorii creștinismului, nu cred că se apropie vreun text sacru, spiritual, de profunzimea și valoarea Noului Testament, a învățăturilor lui Hristos, de modul în care aceste învățături transformă inima omului. Da, sunt foarte multe altele care ajută pe alte părți, dar asta, suntem în posesia unei comori inestimabile pe care, din păcate, nu știm să o apreciem la justa valoare. Ne ducem după săbii Jedi și luminii Reiki. Asta este. La fel, dar mărturisesc că și eu aceeași prostie, că și eu mă duc după budisme și yoghisme, însă totuși eu le recunosc aceste limite, aceste elemente de ajuns. Hristos a înviat.